Fostul selecționer, Cosmin Contra, și fostul mare jucător al echipei naționale, Cosmin Contra, la telefon. Bună seara, Cosmin! Bună seara! Înțeleg că ai fost la meci. Cum a fost să treci din tribună un asemenea meci, un asemenea rezultat? Bine, unii dintre mulți români fericiți. Am plecat acum de la stadion și sunt printre miile de români fericiți care pleacă acasă. Apelez și la, nu doar la suporterul din tine, ci și la antrenorul din tine. Ce ai văzut bun și frumos la România? Ce, dacă te așteptai la un asemenea scor, că eu nu prea trebuie să spun, cum ai comenta puțin evoluția României? Văzând-o la fața locului, primele 20 de minute, un pic cu frică, nu, din punctul meu de vedere. Am intrat așa, un pic mai mult respect decât cred că merita Ucraina, dar trebuie să avem acel respect pentru că au jucători dezechilibrați, jucători pe faza de atac care poate să te pună în dificultate. Și mi-a plăcut după 1-0 dăruirea jucătorilor, au dus planul tactic la bun sfârșit, au așteptat momentele de contraatac, au mai marcat două goluri. Dăruirea jucătorilor ca echipă, în primul rând, pentru că asta am văzut, această dăruire care a compensat un pic, poate, să nu se vadă valoarea jucătorilor ucrainieni, nu? Și până la urmă o victorie extraordinară. Eu am zis și tot la tine, cred că în emisiune, am zis că dacă câștigăm primul meci, totul se schimbă, nu? Și chiar s-a schimbat. Da, și trebuie să fim cumpătați, pentru că putem să ne calificăm și de pe locul 3, deci avem mari șanse, dar mai sunt două meciuri în care, dacă le tratăm la fel, sigur vom fi calificați din grupă și pentru prima dată în istorie la un campionat european, nu? Sau a doua oară. A doua oară, da. Da, e și a doua victorie, nu la un campionat astăzi european. Astăzi a doua victorie, dar da, e cea mai clară. E cea mai clară, da, e cea mai clară și... Mă bucur pentru jucători, pentru că mă bucur pentru Nicușor, pentru că știu cât a muncit, știu cât a suferit, știu cât își dorea să aibă. Da, ne-ai povestit despre asta și uite că s-a văzut și pe teren lucrul ăsta, a confirmat încă o dată. Eu ți-am zis că eu vorbeam cu el și avea un entuziasm extraordinar, nu? Când i-am dat unul de la mine, de la echipă, și se vede acest entuziasm în teren. Chiar a existat acest entuziasm, acest bine, sacrificiu. Are și, a dat o declarație mai devreme, Cosmin, de ceva, să-mi scuză-mă, are și niște frustrări, poate discutăm după... Da, nu e chiar cazul, dar mă rog. Nu, îmi pare rău că el le-a amintit într-un moment ca ăsta, Nicușor Stanciu. Bun, dar nu faci obiectul discuției cu Cosmin. Știi ce vreau să întreb, Cosmin? Unde crezi că am câștigat noi și au greșit ei în meciul ăsta cu ochiul unui fost selecționer? Eu cred că după 1-0 am văzut echipa Ucrainei care nu a găsit niciun răspuns la jocul echipei noastre și nu a găsit un antidot să contracareze tactica aleasă de Edi pentru acest meci. Și au căzut ei din toate punctele de vedere și am crescut noi. Acea adrenalină care îți dă un gol a fost exact omul de care avea nevoie toți jucătorii echipei naționale să creadă în ei, să creadă că poate să câștige acest meci și să o facă așa de categoric. Și ucrainienii, pe de altă parte, au căzut din toate punctele de vedere și pe mine m-a surprins lucrul ăsta, pentru că sunt jucători care joacă la cel mai mare nivel și pe mine asta m-a frapat un pic, că jucători cu asemenea calitate din toate punctele de vedere să cadă fizic, psihic în halul ăsta. Dar e meritul echipei naționale, aveam nevoie de golul acela lui Stanciu ca adrenalina care aveau toți jucătorii în ei să ne facă să câștigăm acest meci. Remarci vreun jucător în mod special de la noi? De exemplu, mi-a plăcut foarte mult Drăguș ce a făcut acolo în față. Nu știu. Eu cred că toți de ceva. Nu pot să zic un jucător. Am zis acel mie mi-a plăcut foarte mult organizarea defensivă a echipei. A fost din toate punctele de vedere extraordinar. Așa. Adică nu le-am lăsat spații, ne-am dublat. Toți jucătorii au făcut dublaj. Au știut când să plece pe contraatac, când să forțeze anumite lucruri.
și poate victoria asta le dă, liniștea și încrederea de care avea nevoie această generație. Cosmin, mulți dintre noi doar am cântat imnul sau am ascultat imnul când priveam echipa națională a României jucând. Tu ai fost și în ipostaza de a asculta acest imn din teren. Acum, ai cântat și tu sau te-ai făcut că plouă? Nu, m-am cântat. Cum să nu cânt? Cum a fost atmosfera pe stadion? Nu, extraordinară. Nu m-am așteptat la așa atmosferă. A fost, cred că, 70% din stadion am fost români, atmosferă extraordinară creată de toți suporteri și, crede-mă, mi-a trebuit o oră jumătate să ies din stadion. Adică așa fericit erau românii și mă bucur că sunt și eu printre românii fericiți și să o ținem tot așa, nu? Să dăm multe bucurii acestor suporteri, pentru că am avut și multe dezamăgiri în toți acești ani și aveam nevoie și de această bucurie ca cea de azi. Mai mergi și la celelalte meciuri sau asta a fost singur? Nu știu dacă voi ajunge la celelalte meciuri. Am ținut foarte mult, am venit cu fiul meu, am ținut foarte mult să vin la primul meci. I-am și zis lui Nicușor că voi veni la primul meci să susțin echipa națională, să fiu alături de ei și uite, am purtat și puținul ăla noroc de care aveau nevoie. Așa că nu știu dacă voi putea să vin la celelalte meciuri, dar voi încerca. Cosmin, ai zis la începutul intervenției că ți s-a părut că 20 de minute echipa națională a României a intrat și a jucat cu oarecare frică. Putem crede că a fost poate o strategie asta? Poate dacă te deschideai, mai ales în prima parte a meciului contra Ucrainei, nu, eu cred de ce bal că dacă ai văzut începutul de meci, prima acțiune a echipei României a fost să meargă în pressing avansat. Da. Da? Ucrainenii au ieșit din acel pressing și au avut acea ocazie în primul minut. Corect. Și cred că asta i-a făcut un pic pe jucător să facă un pic pasul înapoi, pentru că și-au dat seama că poate inițial tactica a fost să facă pressingul să avansat, să-i pună în dificultate, dar au văzut că au ieșit din acel pressing și că au avut o situație foarte periculoasă și atunci cred că au făcut un pic pasul înapoi, ceea ce e normal să facă lucrul ăsta. Și cum am mai zis, am făcut o acțiune de pressing, una în care a dat gol Stanciu și imediat după da, asta cu pressing-ul, uite, vă spun chestiunea asta, Edi Ordănescu l-a trimis pe Ionuț Badea să vadă un meci al Ucrainei și chiar zilele trecute Ionuț aici a explicat chestiunea asta, facem pressing, avem șanse mari să recuperăm mingea. Exact așa a fost, incredibil. Da, dar important de ce, Bal, ca să știi și cum să-l faci, să faci pressing-ul. Corect, și da. Trebuie clar să fie organizat pressing-ul. Noi, în prima acțiune de pressing care am avut-o, n-a fost organizat din punctul ăsta de vedere și au ieșit foarte ușor din acel pressing și au avut ocazie. Celelalte două pressing-uri care le-am făcut organizat, le-am făcut cu cap și au dus la greșelile prima dată a portarului. Portarul, și după aia am mai avut o acțiune de pressing foarte bine organizată în care am avut o altă ocazie. Deci și pressing-ul ăsta trebuie să-l faci, dar trebuie să-l faci bine. Dacă toți jucătorii îl fac bine și îl fac organizat, atunci totul poate să iasă bine cum a ieșit. Dacă nu-l faci bine, atunci poți să ai probleme, nu? Pentru că dacă lași ca o echipă Ucrainei să iasă din pressing și lași pe Mudic și pe Dogvic cine au un atac, da, atunci e cam complicat. Și eu cred că asta a fost cheia, nu? Eu cam am zis, până la minutul ăla sau până la golul lui Stanciu dintr-o acțiune de pressing foarte bine dusă la punct de jucătorii români, am stat cu teama, am stat în jumătatea proprie, ne-am apărat, le-am dat mingea, n-au avut ocazii foarte mari, dar erau periculoși pentru că în orice moment putea să se întâmple. Cum crezi că ar trebui să abordăm meciul de sâmbătă contra Belgiei? La fel, eu cred că la fel. Nu cred că vor schimba foarte mult, pentru că jucătorii, nu știu acum cum va face sau cum va pregăti de tactica pentru acest meci, dar bineînțeles, după ce vor vedea și ei meciul de debut a Belgiei, cred că vor alege sigur tactica cea bună ca să măcar să facem o figură frumoasă, de ce nu, să visăm să măcar un egal și să fim calificați după al doilea meci. Asta e extraordinar. Te-ai întâlnit și cu Grand de Gică sau ați fost separat? Nu, m-am întâlnit cu Viorel Moldovan, m-am întâlnit cu Andone,
cu Neluțu Varga, m-am întâlnit, cu Bigularu, au fost mulți în zona în care am stat eu, împreună cu fiul meu. Deci am fost foarte mulți români alături de echipa națională și am fost, cum am mai zis, printre fericiții din seara asta. Cosmin, mulțumesc mult pentru dialog. Doamne ajută, hai România! Hai România, da. Hai România. Mergem să-l ascultăm pe Marius Marin la zona mixtă. Toți românilor, milioane de români, este cea mai mare satisfacție. Istorie, încă n-am demonstrat nimic, pot să zic așa, pentru că am câștigat doar un meci, trebuie să ne bucurăm de acest rezultat, dar ne așteaptă un meci foarte, foarte greu și trebuie să ne îndeplinim obiectivul de acela de a trece din grup. Da, cum am spus, acum 3 zile, echipa asta are o inimă foarte mare și s-a dovedit încă o dată că meciul Galveția n-a fost un noroc și cum am promis atâția români, pentru că această echipă are inimă mare și merită să fie la un campionat european. România a fost o echipă cumva nebăgată în seamă în primele zile ale Europeanului, apărând o echipă care intră în grupa la și alții. Ce mesaj crezi că a trimis echipa națională României după acest 3-0 pentru tot ceea ce înseamnă atmosfera de la acest Euro? Da, noi trebuie să rămânem modești, cu picioarele pe pământ, pentru că totuși suntem una dintre cele mai slab cotate echipe de la acest european, dar cu modestie și inimă mare putem face rezultate minunate. 94 am avut generația de aur, e de organizare, dar acum conferință, asta este generația de suflet. Da, păi cum am spus și acum 3 zile, că nu cred că suntem poate generație de aur sau jucătorii care mulți își doresc, dar ca și caracter și inimă pot spune că echipa asta încă o dată a demonstrat asta. Da, sperăm din tot sufletul, dar trebuie să luăm fiecare meci în parte, pentru că fiecare meci are istoria lui și ne așteaptă un meci extrem de greu cu Belgia și vrem din nou să demonstrăm că merităm aici și vrem să trecem de grupă. Vor începe oare să curgă ofertele? Nu trebuie să ne intereseze asta, pentru că nu cred că jucătorii și colegii mei se gândesc la asta, pentru că în primul rând reprezentăm România și când îmbrăcăm acest tricou, nu cred că se gândesc la oferte sau la transferuri. Da, Nicu este un suflet mare, știm toți colegii cât iubește echipa națională și ne bucurăm foarte mult pentru el, pentru că muncește, se antrenează, să zic așa, în ultimii lui ani de carieră, nu? Numai pentru România și se vede chestia asta. Marius, la tribuna a doua era un steag pe care scria cele transmisive și lui, măcar au fost destul de mulți. Da, am primit multe mesaje, știam că o să vină mulți bănățeni. Mă bucur în primul rând pentru că a fost alături de mine și pot spune că m-au ajutat în cariera mea, pentru că de acolo am pornit și le mulțumesc pe această parte. Mulțumesc. Mulțumesc frumos. Marius Marin, vom mai auzi reacții. Am ascultat mai devreme pe Edi Ordănescu și pe Nicușor Stanciu. Hai să nu zici că te cenzurezi. Termină subiectul cu Stanciu. Doamne ferește, nu s-a întâmplat asta niciodată, sper să se mai întâmple. Să nu se întâmple nici de acum. O să te cenzurez cu timp. Nu, voiam să spun că are niște frustrări, foarte bine că le-a dat afară astăzi, dar eu nu mi-amintesc să-l fi jignit cineva vreodată pe Nicușor poate Stanciu. Poate nu citim toate articolele. Să vedem ce înțelege el, care e diferența pentru el de critică și... Nu știu, poate are argumente, că eu nu... Pe de altă parte, să eu toate materialele țin minte o declarație a lui România. Drăgușin, care spune exact așa și mi se pare genial de corect. Dom'le, noi jucăm pentru noi și pentru familiile noastre. Punct. Și foarte corect și foarte adevărat. Eu cred că joacă pentru mai mult decât atât. Crezi că astăzi eu ți-amintesc declarația lui Drăgușin, nu știu pentru cine joacă. Da, astăzi crezi că a jucat doar pentru el? Chiar crezi că nu există o energie care îți vine din tribune? Există și o energie. Și eu de asta spun că de asta mai vin și suporterii ăia 3, 4, 5, 7 mii și te mai huide cu totodată și mai zic, bă, faceți 0-0 cu Liechtenstein la Bucureșteni.
S-a dus, adică trebuie să înțelegi și pe aia și pe aia. Gică Hagi la telefon, bună seara, Gică. Bună seara. Două, trei vorbe despre meci, că ne-a șocat victoria asta, sau cel puțin pe mine. Poate tu te așteptai. Cum a fost partida? Nu, ne așteptam. Eu am declarat că o să luăm 6 puncte în primele două meciuri la Dan, la... Am vorbit cu el, cu Dan Udrea. Așa. E o victorie, nimeni nu se aștepta să fie atât de clar, atât de frumoasă, atât de perfectă. Tot a fost senzațional pe teren. Am stat liniștit tot meciul, pentru că echipa de la început la sfârșit a jucat ce trebuie, au făcut ce trebuie și au câștigat un meci fenomenal. Adică publicul a fost incredibil. Tot a fost perfect în seara asta. A fost perfect, ce o să mai fie? Că tu ai zis 6 puncte în primele două meciuri, ce facem? Bate și Belgia? Păi luați declarația. Acum, eu am zis, am crezut, eu cred în acest grup, care e o generație foarte bună, foarte talentată și capabilă de să facă, să aibă un drum foarte bun. Este doar a doua victorie la Euro pentru România, pe prima o știi foarte bine, în vremea în care jucai. Depășește faza grupelor, România depășește performanța de până acum, adică calificarea din grupe? Hai să ne bucurăm de meciul acesta, să vorbim, pentru că jucătorii au fost și toți care au pregătit antrenori, toți, stadionul, suporterii, a fost fantastic. E o seară minunată pentru noi, de mâine încep iară gândurile la meciul următor și băieții să rămână cu picioarele pe pământ și să facă strategia împreună cu staff-ul, cu cei de acolo să... Și Slovacia, Gică, scuză-mă, se bucură, are 1-0 cu Belgia. Să câștige și cu Belgia. Nu ne interesează de ce vorbim de tot ceilalți, de lucrurile care... Noi trebuie să vedem de ce facem noi. Totdeauna, să începem... Păi da, vorbeai de strategie, de ce urmează. S-a dat golul acum și de aia suntem mirați că Slovacia conduce Belgia, da. Nu știu. Nu contează. Da, important e ce am făcut noi, nu ce face Slovacia, da. Am văzut că toate echipele care sunt la europene, toate echipele sunt foarte valoroase. Meciul se decide direct pe teren, acolo trebuie să arăți că ești mai bun ca adversarul, că prinzi o zi bună, că ai o tactică mai bună, că faci mai bine ca el. În restul, eu cred că la un campionat european sau mondial, orice echipă poate să câștige. Ei au echipe foarte bune, sunt echipe care au ajuns acolo și toate echipele joacă fotbal. Dacă adversarul nu intră o formă foarte bună. Așa că trebuie să alegi mai mult, trebuie să dai tot ce ai mai bun, cum au făcut jucătorii noștri în seara asta. S-au depășit, au dat tot ce au avut mai bun. În ambele faze. E meritul lui Edi că a creat acest grup, a creat această atmosferă, această familie, această frăție. Toți jucătorii vorbesc despre faptul că sunt foarte uniți. Bineînțeles, absolut. E meritul tuturor și mai ales meritul celor care au plănuit, au făcut tactica și au făcut acest lucru în spatele lor. Acestor jucători foarte buni care au jucat și au făcut bine. Există staff și antrenori și manageri care plănuiesc tot. Deci, practic, au făcut-o foarte, foarte bine. Mai mergi și la următoarele partide din grupă sau te oprești aici cu participarea la Euro? Sunt la meci. Rămân până la meci cu Chiol, cu Belgia. Te aștepți ca Iani să joace mai mult în meciul cu Belgia? După ce câștigăm și cu Belgia, după aia pot să mă duc acasă. Liniștit. Păi așa mi-am luat și biletele. Ne întâlnim la universitate dacă batem și Belgia. Nici chiar așa. Eu am antrenamente, trebuie să mai mă duc și să văd jucători. Te aștepți să joace Iannis mai mult în partida a doua? Altă întrebare. Acum începe cu... Lăsați că lucrurile acum cred că sunt... Știți că lucrurile care trebuie să le facă de staff-ul și tot
care e lângă ei, așa că mă puneți mie întrebări din acestea care dificile. În regulă, atunci încă o întrebare despre conexiunea asta dintre suporteri și echipă, pentru că... Importantă e echipa, important sunt jucătorii, important cei care intră să arate că au capacitate, se vorbește de un grup foarte bun, haideți să ne bucurăm de ce s-a făcut în seara asta, ce victorie fantastică și atunci vom vedea de mâine încolo, va fi pentru fiecare trebuie să o luăm de la capăt și să fim la fel de focusați. Ți s-a cântat imnul de atâtea ori, astăzi ai fost emoționat la imn? Nu, de ce să fiu emoționat? Ce am jucat eu? Păi nu, dar făceai parte dintre cei care cântau, din tribune. Păi nu, eram în tribune, sunt... Când meciul începe emoțiile. E invers de când eram jucător. Uh-huh. În teren dispăreau când începea meciul, acum apar când începe meciul. Poți compara, Gică, golul lui Stanciu de astăzi cu vreunul de al tău? Presiunea începe pentru jucători când începe meciul și pentru staff. Noi ceilalți din tribună suntem acolo și ne bucurăm de faptele bune care le fac ei. Da, a fost un gol fantastic. Și el și al Răzvan sunt jucători mijlocași care dau bine la poartă. Avem talent mult, cum am declarat, de la mijlocași la atacanți. Avem talent mult, așa că avem și echipa acum. Deci să joace în continuare la fel și o să fie bine. Mulțumesc pentru intervenție, Gică, și hai România! Hai România, numai bine! Numai bine! Ne întoarcem, publicitate, rămâneți cu noi!